activistul PCR Hârșit, când se întâmpla totuși să n-o nimerească, sprijinind pe cine sau ce se dovedea pierzător, era primul care sărea și făcea stânga împrejur în ședință, zicând dojenitor din tot sufletul: păi eu ce v-am spus, tovarăși? Demolând apoi tot ce susținuse până în urmă cu un minut. Această metodă veche a fost folosită cu tupeu râzăreț de Măciolacu în secvența în care i-a făcut vânt lui Cârstoiu și a rebăgat-o în pâine pe firea, pe care o ținuse ferm cu dinții la gard. Dintr-o dată, Găbița, dată afară din guvern de același Ciolacu în urma scandalului a zilelor groazei, a fost decretată curată ca maica precistă. Însă obiectivul șefului PSD rămâne neschimbat și realizabil, căci acest singur obiectiv n-a fost niciun moment câștigarea primăriei capitalei, ci împiedicarea Găbiței să ajungă acolo. Ori, acum ea are și mai puține șanse decât înainte de episodul Cârstoiu să redevină primăriță. Votanții lui Piedone nu vor da năvală la firea, pentru că Piedone nu e un candidat de profil pesedist, ci bâlcisto-populist. El nu e preferat ca surogat de PSD, ci fiindcă e așa cum e. Apoi, nici cei care doreau să-l voteze pe Cârstoiu nu se strâng toți la sânul lui Firea. Unii merg la candidatul liberal, alții rămân acasă, întrucât chiar le plăcea domn doctor. Ca să nu mai vorbim de târnosirea ei de către Ciolacu. Bag-o, scoate-o, bag-o iar, care i-a mai ras niște procente. În fine, reintrarea în cursa Gabrielei Firea ca apărătoare a rechinilor imobiliari buni, după cum ea însăși se declară, poate scoate din adormire votanți de dreapta pentru Nicușor Dan. Nu pentru perdantul din Start Burduja, cu care și-ar risipi voturile. Și mai sunt și cei care își dau seama că clanul Piedone e cel puțin la fel de periculos ca clanul Firea Pandele. PSD mai are o singură șansă. O tocmeală de succes cu Dan Voiculescu, în urma căreia Piedone să se retragă, susținând-o energic pe Firea. Dar și așa e greu. Oricum, ar fi mai simplu pentru Antena 3 să o pompeze doar pe Firea. Rămâne întrebarea și nimic altceva în urma personajului. De ce Cârstoiu? Năciucă și liberalii n-au vrut decât pentru ștaiful partidului să aibă fie și la comun cu PSD un candidat, știind foarte bine că n-au nicio șansă de câștig. Măciolacu și-a spus că poate să așeze candidat comun și un câine sau un porc. Dacă apare el la dreapta lui, atunci pesediștii o să-l voteze. În grandomania lor, atât Ciolacu cât și Ciucă au fost convinși că vor fi votați ei prin păpușoiul Cârstoiu. De aceea nici n-au știut cine e domn doctor, nu l-au măsurat cu niciun sondaj înainte de a-l aborda, nu l-au cercetat la schelete în dulap și la capacitatea de a face față scoaterii lor în public, i-au dat în bat jocură ca șef de campanie pe Firea și Burduja. Eșecul răsunător al lui Cârstoiu dă o idee și despre perspectivele lui Ciolacu și Ciucă la prezidențiale. În ce mă privește, zic
că n-am văzut în 34 de ani de alegeri libere o manevră mai disprețuitoare de oameni. Doar Ceaușescu îl poate egala pe Ciociu în a vedea cetățenii ca pe o turmă de mancurți. Fără voință proprie, cu care poți să faci ce vrei,